Sediul nou al primăriei comunei Dorna Arin a fost inaugurat și sfințit joi, 21 iulie. Slujba de sfințire a fost oficiată de către înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, alături de un sobor de preoți. Primarul Andrei Mazăre a fost înconjurat de oficialități locale, județene, dar și naționale. Invitații au fost întâmpinați cu pâine și sare, iar după primirea călduroasă a avut loc slujba de sfințire. Pentru primarul consilierii și toți locuitorii acestei comuni, care vor intra în această întâlnire, dă-le lor mila ta, rupe legătura jurământului și a blestemului cu care se vor fi legat și orice au vorbit din neștiință sau din nebăgare de seamă sau din slăbiciune spletească au lucrat, cel ce știe neputință omenească un iubitor de oameni și bun stăpân. Toate păcatele cele de voie și cele fără de voie, iartă-le. Tu cel ce dezlegi pe cei legați, cel ce ridici pe cei căzuți, nădejdea celor desnădăjuiți, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă o sfință am dobândit, să nu fim rușinați, stăpână. Grăbește spre rugăciune și te nevoiește spre rânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stăpână, primește rugăciunile nevrednicilor robilor tăi. Edilul de la Dorna Arin, Andrei Mazăre, a mulțumit celor prezenți pentru că au participat la eveniment, dar și pentru susținerea constantă, primarii de la munte fiind recunoscuți după unitatea lor. Și pentru că în spatele acestei investiții nu stă doar munca unui singur om, primarul Andrei Mazăre a mulțumit întregii echipe, de la consilierii locali până la fostul primar, Ioan Moraru, care a contribuit la modernizarea sediului primăriei. Este un moment de bucurie pentru Dorna Arin, pentru că am reușit să aducem un proiect frumos la bun sfârșit, un proiect important pentru comunitatea noastră, pentru, atât pentru angajații primăriei, pentru că conferă un spațiu foarte, foarte bun și prielnic pentru a lucra zi de zi, cât și pentru oaspeții noștri, cetățenii comunei Dorna Arin și nu numai. A început un proiect foarte frumos în 2018, în iulie s-a semnat contractul de finanțare pentru acest proiect, iar în 2021, în aprilie, am semnat contractul de lucrări cu firma Sececon Latris Building din Dorna Arin. Încă un motiv de mândrie, pentru că la Dorna Arin pentru că Dorna Arin se dezvoltă inclusiv cu toate firmele și cu tot ce trebuie. Putem face și la Dorna Arin lucruri mărețe și frumoase. Mulțumesc pe această cale fostului primar Ioan Moraru, care s-a gândit să redirecționeze fondurile de la
AFIR, de la Agenția de Finanțări a Investițiilor Rurale, către această primărie și, desigur, lăsându-mi și dându-mi ocazia să arăt ce pot. Mulțumesc! Vreau să mulțumesc, în primul rând, domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, Nicolae Barbă, care este astăzi aici între noi. Mulțumesc pentru prezență. Și pe această cale vreau să mulțumesc și domnului președinte Gheorghe Flutur, care din prima clipă când am ajuns primar a înțeles că Dornarin necesită o dezvoltare, a înțeles că Dornarin este într-o deplină dezvoltare și ne-a ajutat mereu cu tot ce s-a putut și cu tot ce am apelat la dumnealui. Mulțumesc încă o dată domnule vicepreședinte și mulțumesc încă o dată domnului președinte Gheorghe Flutur. Mulțumesc doamne deputat pentru prezență și mulțumesc din suflet pentru că înainte de a ajunge primar a fost mereu lângă mine. Și după cum vedeți este și mulțumesc din suflet. Am un om pe care să mă bazez mereu. Mulțumesc domnilor primari care astăzi ați răspuns invitației mele și încep cu domnul Ilie Boncheș de la Vatra Dornei, care îi spun și la mulți ani că ieri a fost ziua dumnealui din lume. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc din suflet domnului primar de la Fundul Moldovei, Tudor Drob, un primar care mi-a fost și l-am simțit aproape de sufletul meu din prima clipă când ne-am cunoscut. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și domnului primar de la Ciocănești, domnul Radu Ciocan. Mulțumesc domnului primar. O să știți că eu la rând așa, după cum vă văd, să nu vă uit, să nu omit pe careva. Domnului primar de la Crucea, Dorin Rusu, bunul meu prieten. Mulțumesc domnului primar de la Paina Stampei, Viluț Mezrea. La fel, prieten foarte bun. Mulțumesc domnului primar de la Cârlibaba, domnul Danci. Mulțumesc din suflet pentru prezență. Mulțumesc domnilor viceprimari de la Neagra Șarului. Mulțumesc domnului viceprimar de la Vatra Dornei, Râpan. Și mulțumesc și domnului viceprimar de la Dornarin, Onofrei Stanca, pentru că împreună ne-am zbătut să ajungem să fie lucrurile așa cum trebuie la Dornarin. Vă mulțumesc tuturor invitațiilor, mulțumesc Consiliul Local, avem aici prezenți și foști consilieri locali, cărora le mulțumesc pentru prezență, și desigur actualii consilieri locali, pentru că și fără acordul lor nu se pot mișca lucrurile așa cum trebuie. Mulțumesc pentru înțelegere, mulțumesc că sunteți lângă noi. Mulțumesc prea cucernicilor părinți, pentru că mereu ați fost lângă noi. Vă mulțumesc din suflet încă o dată și sper să fim împreună mult timp și să avem cât mai multe evenimente ca în această zi, să sfințim cât mai multe locuri frumoase la Dornarii. Vă mulțumesc și reprezentanților obștilor sătești, reprezentată azi prin domnul Dănuț Cristea, mulțumesc din suflet pentru că ne ajutați mereu, și pe domnul Costel Roșu, la fel, care este și consilier local. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost mereu lângă noi. Mulțumesc colegilor mei, pentru că doar ei știu cât am luptat și cum mă ocup eu și cum sunt și ei stresați să iasă lucrurile așa cum trebuie, dar asta rămâne în casă. Mulțumesc în al preasfințitului, bine că a plecat, poate putem să vorbim și mai tare sau așa. Mulțumesc tuturor pentru prezența de astăzi. Este o zi importantă pentru comunitatea noastră, așa cum am spus, Dornarin este într-o deplină dezvoltare și vă mulțumesc că fără dumneavoastră noi nu am putea să facem nimic aici. Doar împreună se pot face lucruri mărețe. Mulțumesc din suflet! Prezent la eveniment, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava a apreciat procesul de dezvoltare a localității Dornarin. Este o bucurie să putem participa la un eveniment care înseamnă finalizarea unui obiectiv de investiții, a unor lucrări importante pentru comunitate. Și așa cum arată această primărie la acest moment, este un lucru bun. Câteva cuvinte au fost adresate și de deputatul Angelica Fădor.
Pentru mine este o mare bucurie să fiu alături de dumneavoastră într-o zi de sărbătoare pentru această frumoasă comunitate. Alături de biserică și de școală, primăria reprezintă cartea de vizită a oricărei comunități și este extrem de important să fie frumoasă, să fie așa cum ne dorim. Este până la urmă urmei un semn de respect pentru toți cei care trec pragul acestor comunități. Arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie, își amintește cu drag de momentele când primarul Andrei Mazăre era un copil și îl însoțea cu icoana prin sat. Emoționant un moment de realizare, un moment chiar copleșitor prin această realizare frumoasă, într-un timp atât de scurt, și iată, primarul este un tânăr care mă însoțea când era copil, când mergeam în icoana cu botezul prin sat, mă însoțea. A crescut frumos și iată, roadele se văd de la un om credincios și gospodar. Sperăm să se continue multe lucrări în această comună și să fie comuna aceasta o comună fruntașă, prin oamenii care sunt harnici și cei care au plecat vor începe să se mai întoarcă. De aceea trebuie să lucrăm pentru locul natal, pentru oamenii de aici, pentru credința noastră și pentru a ne solidariza mai mult în bine. Dacă suntem solidarizați în bine, avem mai mult spor în lucrul nostru. Ce le transmiteți în altfel voastră consătenilor de aici din Dorna Rin, în aceste momente care nu sunt cele mai limpezi din istoria contemporană a omenirii? Le doresc să fie credincioși, să fie harnici, să îndrăznească, să nu se teamă de toate aceste amenințări verbale, ca și cum sunt iminente, se vor împlini. Să nu creadă niciodată în rău, să creadă în bine, să se roage și binele va dăinui, mai ales dacă vom fi solidari în bine, în credință, în rugăciune și în dragostea noastră familială. Să fim o familie cu toții. Asta le doresc. Preotul din localitate a adresa câteva cuvinte celor prezenți. Pomul se cunoaște după roadă, iar omul după fapte. Și la un asemenea eveniment, dacă intrați în clădirea înnoită a primăriei, o să vedeți că faptele vorbesc de la sine. Vă mulțumim, domnule primar și domnului viceprimar și întregii echipe dumneavoastră, pentru tot ceea ce faceți și pentru comunitatea noastră. Vă asigurăm, iată, prin prezența noastră a tuturor preoților, vă asigurăm de sprijinul nostru. Dan Puric, filozoful, are o carte care se intitulează despre omul frumos. Omul frumos este cel care sfințește locul. Și eu cred că arinenii sunt oameni frumoși și merită să aibă o asemenea primărie și merită să aibă o localitate de frunte.